Manifestările dedicate Zilei Armatei au debutat de dimineață la Monumentul Eroilor din cimitirul Zmârda, unde un sobor de preoți a oficiat o slujbă de pomenire, evenimentul continuând cu depuneri de coroane. Evenimentul a continuat apoi în Parcul Alei din municipiul Giurgiu, unde personalitățile orașului și județului au omagiat și acolo militarii morți pe câmpul de luptă. Urez tuturor cadrelor militare, indiferent de grad, de la cel mai mare până la cel mai mic, să fie sănătoși, să ia exemplu urmașilor noștri și nouă tuturor să luăm pilda eroilor noștri și să ținem la țara noastră și la obiceiurile și tradițiile noastre. 25 octombrie, Ziua Armatei Române. Glorie eternă eroilor neamului, iar pentru ostașii țării, cinste și prețuire. Le urez la mulți ani tuturor activiștilor din armată. Sunt oameni la care România a apelat întotdeauna în momentele grele. Sunt oameni cu care trebuie să ne mândrim și cu care ne mândrim de fiecare dată. La mulți ani încă o dată, felicitări pentru tot ceea ce au făcut și mult succes în activitatea viitoare. Manifestările au culminat, cum deja se obișnuiește în astfel de zile, cu defilarea gărzii de onoare.